Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Linoid colaborează în echipă online utilizând note și materiale multimedia. Deschidem Linoid. Și ne-a apărut pagina de start. Putem să încercăm fără să ne logăm, dacă dăm click pe Give it a shot. Și ne-a apărut un canvas. Și aici ne arată ce putem să adăugăm pe acest canvas. Dar în același timp dăm înapoi și ne putem loga cu Google. Apăsăm Google și automat am intrat în contul nostru. Apoi apăsăm pe Create a new canvas. Îi dăm un nume, cred. Selectăm un background, un design. Cine îl poate accesa pentru uzul meu privat? Oricine poate să posteze. Arată tuturor ceea ce se postează. Acum, după cum vedeți, eu acum fac privat ca să pot să vă arăt ce putem adăuga pe un Linoid. Și creăm un canvas. În partea dreaptă avem notele. Să vedem ce putem adăuga pe Linoid. Avem note, culoarea galbenă, verde, albastră sau roz. Apăsăm albastru și apare nota noastră. De exemplu, educație. Să adăugăm și un tag educație. Curriculum. Dăm post. Și puteți vedea, a fost adăugat pe canvasul nostru. Ce mai putem adăuga? O altă notă, altă culoare. Competențe. 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 Da? Dăm post și nota noastră a fost adăugată. Ce mai putem adăuga? Dăm click pe următorul și putem să alegem o fotografie din computerul nostru. Să o încărcăm în acest canvas. Dăm click pe ea și putem vedea small, mică, medie, largă, normală, cu frame, da, noi lăsăm normală și dăm post. Și după cum puteți vedea, și imaginea noastră a fost adăugată. Apoi ce mai putem adăuga? Putem adăuga un videoclip. Mergem pe YouTube, căutăm Educred Gimnaziu, luăm videoclipul care îl dorim, Sunt cum comunic, de exemplu, ne ducem aici, copiem link-ul, mergem înapoi pe Linoid, dăm pipire și dăm post. Și videoclipul nostru, după cum puteți vedea, a fost adăugat. Dacă dăm play, ne apare pe acest canvas. După aceea, da, încărcăm un document. Deschidere. Și documentul nostru a fost adăugat
pe acest canvas. Îl putem pune unde dori și de asemenea putem să-l facem public de aici, acest canvas. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.